De atunci, în nenumărate rânduri, pompierii militari au demonstrat că sunt mereu la datorie, gata să-și salveze semenii aflați la nevoie și să-și apere țara cu arma în mână. Misiunile pompierilor s-au extins și cuprind o arie ce se întinde de la apărarea vieții cetățenilor, a bunurilor acestora, a mediului înconjurător, până la înlăturarea efectelor inundațiilor, a accidentelor și a altor tipuri de calamități. Inspectoratul pentru situații de urgență Bucovina al județului Suceava marchează ziua pompierilor din România cu o serie de acțiuni ce vor debuta vineri 13 septembrie de la ora 10 în piața Tricolorului, din apropierea Palatului Administrativ Suceava. Publicul va putea urmări defilarea trupelor inspectoratului și a tehnicii de luptă folosite la intervențiile în situații de urgență. Aceste evenimente vor fi precedate de un ceremonial religios de cinstire a memoriei eroilor pompieri, avansări în grad și acordarea unor diplome. Printre acțiunile pe care pompierii suceveni le vor mai prezenta se numără un exercițiu de descarcerare a unor persoane în urma unui accident rutier și stingerea unui incendiu. Seara, în jurul orei 21, se va desfășura ceremonia de retragere cu torțe. De asemenea, sediile tuturor subunităților din județ, inclusiv cea din municipiul Suceava, își vor deschide porțile pentru toți vizitatorii, cărora le vor fi prezentate echipamentele și tehnica de luptă a pompierilor salvatori.